O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii. About a contemporary moment, about the politics, about global climate change, and about so many of the other issues that determine the shape of contemporary life. But it's also a story, I think, fundamentally about human connection, about parent and child, about spouses, and about strangers. Leave the World Behind, I think, is a story for this particular moment, and I'm so excited to see it go out into the world. Lasă lumea în urmă de Ruman Alam este un roman plin de suspans despre complexitatea misiunii de părinte, despre rasă și clase sociale, despre relevanța unor principii și valori în situații de criză extremă. Amanda și Clay pleacă în vacanță împreună cu copiilor, departe de agitația din New York, într-un colț îndepărtat din Long Island, unde urmează să stea într-o casă luxoasă închiriată pentru o săptămână. În prima zi, adulții cumpără cantități enorme de mâncare, dulciuri și băuturi scumpe și profită din plin de piscină. Copiii stau cu ochii lipiți de televizor și de telefoane. Noaptea însă, paradisul lor se destramă odată cu bătăile în ușa ale unui cuplu în vârstă de culoare, Ruth și G.H. Aceștia sunt proprietarii casei de vacanță care aduc vestea că în New York a avut loc o pană de curent care a lăsat orașul în beznă. În împrejurări tot mai alarmante, cele două familii sunt puse la încercare. Câtă încredere să aibă unii în alții? Este casa de vacanță izolată de civilizație un loc în care să se simtă în siguranță și, în definitiv, ce s-a întâmplat în lumea de afară pe care au vrut să o lase în urmă? Lasă lumea în urmă este o poveste deopotrivă inteligentă, captivantă și halucinantă. Deși romanul a fost scris înainte de criza coronavirusului, le atinge cu brio sentimentul de panică general instaurată de apariția acestuia. Nu este de mirare că Netflix lucrează la o adaptare a romanului cu Denzel Washington și Julia Roberts în rolurile principale. Când generațiile viitoare vor dori să știe cum a fost trăit coșmarul anului 2020, acesta este romanul la care vor ajunge. O carte pe zi. Un proiect de încurajare a lecturii.